Deputatul PSD Călăraș Constantin Bârca a abordat în cadrul unei conferințe de presă subiecte legate de fondurile guvernamentale acordate unităților administrativ-teritoriale, construirea unui drum expres Călăraș-Oltenița și măsurile ce vor fi luate în programul de guvernare. Printre măsurile propuse spre implementare odată cu intrarea PSD la guvernare se numără și testarea în masa populației, testarea săptămânală a elevilor, lărgirea sferei atribuțiilor medicilor de familie, plafonarea prețului la energie și legea consumatorului vulnerabil. La zi, cum a spune la raport Agricultura Călărașului, cel care e cel mai îndreptățit fiind membru în Comisia din Camera Deputaților ca membru, domnul Constantin Bârca, deputat, e cel care ne poate aduce informații ce se întâmplă astăzi cu creșterea prețurilor și, de ce să nu spunem, și cu inițiativa pe care am discutat-o cu domnia sa, ca pe lângă, de la Chiciu, pe lângă Dic, să putem să facem o șosea expres pe fonduri europene viitoare și încercăm să preluăm pământul de la DS, să transferăm la Consiliul Județean, să facem un drum expres către Oltenița. Toate astea, domnule deputat, vă rog frumos să puteți să le prezentați. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, la îndemnul dumneavoastră am luat ca și rezolvarea această problemă. Spun eu că este un lucru extraordinar să reușim să ajungem de la Călăraș la Oltenița într-un timp foarte scurt, dar pentru acest lucru, pentru acest proiect măreț, trebuie în primul rând să reușim să luăm în proprietatea Consiliului Județean terenul de la administrația domeniilor statului, de la ADS. Acest lucru va fi mult mai lesne de îndeplinit odată ce vom ajunge la guvernare, pentru că ne fiind la guvernare vom întâmpina de cele